Leo Silvaniei, prima dată nu am fost cu un concert, am cântat doar cu chitară pentru prietenii noștri de aici, printre care se află și vinovatul venirii noastre de la Șimleu Silvaniei, primarul domnul Septime Țurcaș. Mulțumim tare mult! Primul rând, dați-mi voie să vă spun că mă bucur că sala este plină. Nu m-am așteptat. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la concertul nostru. O să vă cântăm o piesă care adică o să vă cânt eu o piesă la chitară care se numește Floarea Soarelui. O piesă pe care am îndrăgit-o de câțiva ani, scrisă de tatăl meu, Ionata Teodorovici. O piesă care vorbește deseori despre faptul că suntem cu ochii legați și nu putem vedea și noi ca și Floarea Soarelui. Soarele la noi în Moldova se mai numește Răsărită. Nu știu, se spune și la dumneavoastră aici Răsărită? Se spune. O să vedeți și noastră din versurile care le-a scris Grigore Vieru și muzica Ionata Teodorovici acest sens despre faptul că uneori suntem cu ochii legați, cum v-am spus-o. Floarea Soarelui. Dintr-un sat frumos, bogat, am văzut o răsărită care ochii i-au legat. Înțeleg că nu degeaba și de păsări care zbor. E ceva neomenește să legi ochii unei flori. Nu mai știe care parte e acum soarele. Aurte se gândește, poate că nici nu mai e. Doamne, cum suțita în floarea o am cunoscut-o abia. E crăiasă fără seamă, azi te poate speria. Un copil de ea seară chiar s-a speriat puțin. Latră în fața ei cățelul ca la dușman și străin. E și pâine și la pâine și căsuță și călbun. Dar ceva viața asta nu-i la cale, oameni buni. Nu-i la cale cum să fie, dacă omul e în loc. Să-i spui florii bună ziua, îi pui cârpele pe ochi. Hei, hei, soro, cum îmi vine șalul de pe ochi să scot? Să fugim și să ne ascundem și de bine și de tot. Să luăm cu noi și cucul care am mai rămas pe lungi. Să vedem ce-a zice omul, să vedem ce-a zice atunci. Floarea soarelui, floarea soarelui, mântre crăiasă la mijloc pireasă. Floarea soarelui, floarea soarelui, floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc pireasă. Floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc pireasă. Floarea soarelui. Băi, mamă, i-am dorul și dul și dul. Că de dor eu sunt sătul.
său. Așa dor ca dorul meu, mamă, i-am dorul și dul și anul trecut extraordinar și vreau să văd publicul de aici, cum este, pentru că în zona aceasta a României, părinții mei n-au fost din păcate și uite că eu sunt un fel de sol al lui Ionu și Doina Ave Teodorovici și vreau să vă cântăm și o piesă dedicată țării noastre și anume cea care a fost Țara Mare, România Mare, o piesă care se numește Trei Culori și o singură iubire românească. Thank you.
nimeni nu a izbutit. Din piept să smulgă tricolorul, cu sețe vremea mult prea cruntă, și-atât ne-a strânsul dorul, ca să ne strângem și la muntă, și la botez cu tricolorul. La Lui Hristos din Cumpumeie și la Lui Românii noastre, e ca sub El ca sorară ce-a chinuit Mântuitorul, e ca în țara cea așteptare ne încălzește tricolorul. Aici mai frumos să nu citim scriitorii noștri dragi poeziile lui Cioran, Eliade, Mihai Eminescu. Au acești ani de dor au dat inspirație lui Grigore Vieră și lui Ionat de Teodorovici pentru cântece ca cel pe care vi-l cântăm în continuare și se numește Răsai. N-ai venit ca un străin,
ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, 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 ca râul cel verde ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Răsai, 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 ca râul cel verde ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Mere burburi libera, pe custide am un totuși seracera, n-ai venit ca un străin, ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, 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 ca râul cel verde ca lacrima. Răsai, te mai pierde iubirea mea. Răsai, 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 ca râul cel verde ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Iubirea mea. Nici la Zalău, nici la Târgu Mureș. Și nu știu, probabil ochii dumneavoastră care sunt în așteptarea unui nou cântec și nu știu, poate dumneavoastră îmi transmiteți anumite emoții care mă fac să mă gândesc și la părinți. Uite că au creat atâtea piese și au reușit doar în 2 ani de zile de la deschiderea frontierelor din 89 până în 92 când au plecat dintre noi. Au reușit să facă o țară întreagă să iubească și, din păcate, chiar dacă au plecat de lângă noi, ne-au lăsat o mare avere de piese. Multe piese care au fost scrise și au fost ținute în sertare, chiar 10 ani de zile, piesa pe care vom cânta următoarea, n-a putut fi cântată din cauza regimului care îl aveam noi. Și probabil, în ziua de astăzi, mai avem o dramă de faptul că tineretul nu prea mai atrage atenția la așa fel de piese și tare mi-aș dori să știu că vom reveni cumva spiritual la marile valori ale noastre, ale românilor. Eminescu, pentru dumneavoastră.